La orice produs cumpărat de pe PC Garage folosiți cuponul YTSHORTY pentru o reducere micuță ce mă ajută și pe mine și pe voi. Salutare băieți și fete, bine v-am regăsit la un nou episod de GTA Real Life, o zi din viața unui admin în 240p de data asta. Vreau să fie calitatea asta de pe YouTube din ce în ce mai proastă și când o ajunge la rezoluție 144p, îmi dau demisia practic. Glumesc, bineînțeles. Facem încă un zi din viața unui admin pentru că a băgat aici de refi frumos update de Halloween, bam, hâț Johnule, hâțeanu, hâțos. Ăsta este în București și este un mini parculeț de ăsta așa cu iluzii de astea optice sau ce-o fi asta de aici, așa o chestie mișto. Un de ăsta de cumpărat nebunii de aici. A cadea de creier, a cadea de vleac și așa mai departe. Sunt chestii foarte, foarte interesante. Cu niște scheletoni de ăștia, așa scris, scheleți de ăștia cu furci. Și fel și fel de nebunii pe aici ce-a băgat el. Aute. Așa, și pe parcursul episodului o să vă mai prezint ce-a mai băgat el și în celelalte orașe. Bine, avem mai multe pe aici, dar nu stau să vi le arăt fix pe toate, ce știi? Dar sunt chestii drăguțe, bineînțeles. Ia uite aici. Ha? E așa de Halloween, chiar arată mișto. Arată chiar foarte mișto. Așa că haide să-i dăm drumul la episod. Avem aici, da, să cumperi bilete, să închei și cu un schelete de ăsta pirat, cred. Sau mexican, mai degrabă mexican. Hai să vedem primul tichet, 59609. Ia să vedem și noi ce zice băiatul ăsta. Salut, Leo. Salut. Poți să iau în TH cu cuțitul? Nu cred că merge să iei cu cuțitul în TH. Stai să... Da, aparent nu pot. Ai văzut? Și dacă timpul e oprit, pot să jefuiesc? Cred că da. Dacă s-a oprit unde trebuie, da. S-a oprit la 23.59. Atunci nu poți. A, 23.59, atunci da. Ok. Baftă. Baftă. Nu prea mai am viață. 61.461. Salut. Salut. Te ascult. Nu mai sunt medici aici și nu prea mai am viață. Ia, bagă internet acum de față cu mine. Ok. Am o întrebare dacă poți veni așa... 3000... Salut! Am și o întrebare. Te ascult. Crezi că pe viitor ai putea să adaugi jante noi? Da. Pentru tuning? Da? Ok. Ok. Că, na, astea vechi, na, sunt... Ne-am plictisidele, na, nu mai avem și nici ce faci la mașini, știi? Aha. Da. Bine, pupi, pa. Pupi, pa. El m-a întrebat dacă cred că aș putea. Eu zic că aș putea. Și cam atâta, doar aș putea. Sunt atâtea jante mișto, frate. Și să adaugi jante noi nu e chiar atât de simplu pe cum crede vei, că nu iei jantele de undeva, ai adăugat fișierul și cam asta ar fi, știi? Adică e mai complicat și mai ales că avem atâtea mașini, jantele alea trebuie să fie compatibile și cu mașinile pe care le avem noi. E mai complicat, nu e chiar atât de simplu pe cum ar crede unii ca să adaugi niște jante și gata. Așa că, hai să mergem și prin, hai să vedem prin paletul ce avem pe aici. The Halloween din ăsta. Mamă, cum se vede de la luminile astea. Văd aici mare de ăsta, mare dovleacul. Și încă unul aici. Și ce schilez ăștia. Ce vorbești, de refeci, și când de refeci bagă el. În timp ce le pune pe hartă să sperie ele, uite. Asta mai avut, asta e chiar șmecher rău. Era păcat dacă nu băga pe asta aici. Arată chiar șmecher rău. Bine, și sunt multe, dar trebuie să fiți și voi atenți la detalii, gen, să vedeți care e șmecheria. Apropo, pe lângă astea, că n-a pus de refi doar decorații de Halloween și atât. Uite, avem și candelabre de astea.
Așa. Pe lângă toate decorațiile astea de Halloween și așa mai departe, vor fi și evenimente de Halloween specifice, gen, știi? Poate și un hide and seek. Dacă vreți să băgăm pentru episodul de mâine un hide and seek, spuneți-mi în comentarii dacă vreți. Salut, te ascult. Am luat mai de mult bani pe Discord și am încercat să-mi fac, mi-am făcut încă două conturi și nu tot nu pot să intru. Păi dacă ai bani pe Discord, n-ai voie să intri oricum. Dacă ai prins, primei bani și pe alte. A, deci nu mai pot să intru, că nu. Tot așa un prieten și-o luat și el și-o făcut alt cont și-o mers să intru. Ok, a mers să intre, dar dacă îl descoperim că a intrat cu alt cont, își primește bani și pe contul ăla. Am înțeles și oare dacă aș putea să te întreb dacă am un worm sau ceva? Ce ID ai? Stai așa. 1102. Hai răbdare. Hai să vedem ce ID are un băiat. Ce, dacă are bun. 1102. Bam. N-are niciun worm. N-ai niciun worm. Bine, mersi. Te pup, ciao. Salut. Salut. Te-a spus zi. Cred că nu am cumpărat, nu am achiziționat, cred că scooterul sau nu știu ce, dar mi-a luat banul, dar nu l-am în garaj. În care garaj nu l-ai? În niciunul, m-am uitat și la bicicletă și la de pizza. Ei, în garajul de pizza tu ești la pizzerie, musule, nu l-ai. Am înțeles, ok. Ok, pupi. Iată. Salut. Salut, Epic. Te ascult. Cu asta trebuie să ai răbdare pentru că încă nu s-a adăugat ce trebuie pentru ea și de asta nu te-am făcut încă, da. Ah, bine, atunci, când o fi... Da, bro. Ne întâlnim. Ce pup. La mașina asta am zis lui Moldova să se ocupe de ea. Vă arăt și dovada, bineînțeles, toate așa ca să văd aici. X GoPro. Așa. Aici. Poți face la Fiat 600 și cu livery, adică liverul fiind de la cu motorul spate, cum avea Mihăiță, gen și cu Abarth, cu dalea. Și astfel face fără probleme. După aia mă întreba cât am dat pe Adidas, nu știu ce. Subari în preța când ai de mouse, așa. Și am întrebat dacă ai făcut ceva la astea. Și mi-a zis că n-a avut timp. A fost ocupat zilele astea, încercând mai repede, asta fiind pe 18. Ultima oară. Dar eu am zis pe data de 5, adică se face aproape o lună. Ca idee. Moldova. Așa, continuăm. Alo? Salut! Salut, m-auzi? Salut. Da, te aud. Dacă te-ai scos bara singur, așa îți rămâne, bossule, nu ți-o mai pune nimeni la loc. Dar la asta, dacă nu mă înșel, toate barele sunt la garajul de turism, să ți le pui singuri. Nu sunt, că m-am uitat. Atunci trebuie să ai răbdare să le adaugă una pe acolo și o să ți le pui tot, să le adaugi tu. Ok, mulțumesc. Ok, te pup. Și am primit o informație de ultimă oră, că este unul simple ceva chestie cu încă unul și oamenii au... Unde e simple mă ăsta? Unde e simple mă? Ce nume are? Simple? Is simple XD și ea... A, is simple. Da, mă rog. Să mor dacă-i văd. A, gata. Așa. Am primit informația că băieții ăștia doi dau jaf. Și sunt oamenii cu... au jobul de hitman? Da, colegul că nu se mișcă nimic, e bine de camera. Am înțeles. Și armele tot acolo. Și armele. Mai avem puțin colegul. Cât? Existăm. Hai colegii, veniți puțin la mine, puțin așa, rapid, amândoi. Acum. În liniște. Ce joburi aveți voi în momentul de față, în dreapta sus? Vânător de recompense. Și tu? Și eu. Regulamentul la City la vânător de recompense? Da, știu că n-avem voie. Și ce scrie? Că n-avem voie să umblăm cu jobul. Și de ce faceți asta? Frate, chiar am uitat, zic sincer. Domnule, de-abia m-am conectat acum un minut, deoarece nu mă respawnam pe un oraș. Am înțeles, vânător de recompense
Îl folosești doar când ești îmbrăcat la costumul de vânător de recompense și primești joburi pentru el. La fel și armele le folosești doar cât timp ești în costumul ăla și faci jobul de vânător de recompense. Da, dar eu știu că pistolul puteam să-l folosești și la Jaf. Nu. A, nu? A. Și nici jobul ăla în dreapta n-ai voie să-l folosești la Jaf. Am înțeles. Bun, așa. Rezergem acum să-l... Bine, continuați. Roleplay-ul. Mersi. Mulțumim. Așa. Ca să le scurt la băieții ăștia vânătorul de recompense. Și apoi nu stai acolo. Domne, s-a terminat timpul. Așa. Nu mai o secundă, băieți. Mă mai auzi de refil, mai știi aici? Te scut eu. Păi nu, că sunt pe dedicat acum eu. S-a blocat ușa. Stai, nu mai tragi. Stai așa un pic să vă văd ID-urile și eu încă o dată. 56037. Ver pe user data. 56037. 56037. Nu pot să vă arăt ce fac aici momentan pentru că li se vede IP-ul și alte nebunii și nu vreau să... Hitman True. Așa și 5-5-9-3. Hitman True. Nu știu de ce pot să zice. Gata, băieți. Să mergeți să vă schimbați jobul ăla, că nu mai aveți acces la Hitman vreodată. Ok. Dar ce întâmplare, bă, niciunul să... Amândoi să uite ei așa deodată. Și imediat cum am dus la ei și-au adus aminte că n-aveau voie. Salut! Salut, am și o mică problemă cu... Bă, nu pot să-mi simt culoarea la ei. Nu știu de ce. La ce? La păr, nu pot să-mi simt culoarea. Gen, la păr. La pizzerie și... Te duci prima oară la haine, îți alegi caracterul default, după aia te duci la frizerie, îți alegi părul pe care îl dorești, după aia înapoi la haine, să-ți faci îmbrăcămintea tot ce ai nevoie și salvezi, atunci când salvezi îmbrăcămintea și toate aia, se salvează și părul. A, nu înțeleg și o să-mi simt cumva buletinul, nu ce să-mi pun al nume. Să-mi simt buletinul, nu ce să-mi pun al nume. Merge? Păi nu știu, vezi și eu dacă merge. Nu am înțeles. Mulțumesc mult. Ok, te pup. Alo? Salut? Scuze, ne fugeam. Te asculzi. Dacă, de exemplu, mă aflu prin preajma clientului care a sunat la mecanic și sunt cu mașina personală, aș avea voie să intervin să repar mașina sau motorul dacă nu e grav? Stricat? Cel mai bine este să mergi cu mașina de mecanic, frate, că e o mașină foarte bună și pe lângă asta eu nu înțeleg de ce nu folosesc voi mașina mecanicului. Pentru că dacă, dacă folosești mașina mecanicului și iei mașina și o duci și la serviciul mecanicului și durează roleplay mai mult, asta înseamnă că poți să ceri și mai mulți bani pentru a repara mașina aia. Eu, dar încerc să fac chestia asta, dar mulți evită să facă roleplay-ul cât mai lung și eu încerc să-l fac lung. Dar dacă ei evită... Tu la fel poți să continui cum vor ei, gen, dar nu trebuie neapărat cel mai bine să mergi cu mașina mecanicului, indiferent. Am înțeles. Dacă ei evită să le iei mașina de acolo, le repare acolo și cam asta ar fi. Dar tot cu mașina mecanicului. Am înțeles. Ok. Scuze de deranj. Hai, nu știu. Salut. Salut. Te ascult. Am voie să mă bea consumat full de Halloween? Da. Și când trebuie să dau jos costumul? Atunci când nu mai este update-ul de Halloween. Bine. Te pup. Salut. Așa, întrebare. Putem să ne îmbrăcăm oricum de Halloween, gen skin-uri de-astea de extraterestru, putem să le luăm pe noi? Atâta timp cât este update-ul de Halloween pe server, da, puteți să vă îmbrăcați în Halloween. Ok, mulțumesc. Salut. Te pup, ceam. Au voi și să îmbrace în Halloween, da? Le-am zis cât timp este update-ul cu... Corect. Cu astea, atunci poate să îmbrace cu orice vor de Halloween, cu măști, cu...
extraterestri, cu ce vrei. Așa. Da, mă, și ziceam de aia de mai devreme, ce s-a nimerit să... Uite, amândoi, ăla de-abia să conectați un minut. Nu-i adevărat. Vorba vine, gen, îți dai seama că sunt scuze la secundă vorba aia. Și l-am scos ăla din baza dată. Sper că o fi mers din prima, gen. Dacă nu, poți să dai și tu direct din... din capa să le scot gradul. Hitman direct. Ce e? Caută-l pe ăsta. Tu ești ăsta? Ia de aici 10. Stai cum iau de la mișto. Mulțumesc. Alo. Hai da. 10 lei. Ce faci, prieten, îmbrăcat în felul ăsta? Pe Halloween. E la americani Halloween, nu la noi. Suntem, trăim în România. Păi văd că s-au pus de-astea. Strogoreni era lume cu Halloween. ID-ul 10794. Ai un word de partea mea. Te pup, baftă. Ai zis ceva? Nu. Glumeam, mă, cu aia. Ai voie să te îmbraci. N-am trebuit. M-am căcat pe mine. Pe mai am unul, m-am căcat pe mine. Aulu. Bine, bro, te pup. Distrate. Alo, e fericit. Am crezut că a zis de ceva, că îi spuneam după aia, că i-am dat bani direct, dar bă, dacă îi dădeam oară nu stă, oricum avea bani. Că zicea că mai avea un urn deja. Da, bă. Ce amuzant e Epic Shirt ăsta, își bate joc de player de pe server. Adevărat. Da, mă, de-aia am zis că e glumă așa, că nu mă cancelați. Just a prank, bro. It's a prank. Nu mai luam în brațe eu, tu mi-e NL Probs, dar NL Probs. Îmi bagi de-alea în curs să le duci pe nava spațială, băi, alu. Suntem la fosta casa lui Mihăiț, unde se taie odată și odată, unde a rămas Nea George. Mamă, adevărat. Și și-a făcut el aici, uite și tu. Dacă are bani. Are bani mult rău de tot. Ia uite, băi, LED-uri, are bani de curent mult rău de tot. S-a băgat țiganul LED-uri. Ai mai pus vrăjitoarea aia sau ce era aici? Nu. N-ai mai pus-o! Nu era o vrăjitoare aici în vârf? Dar mai șmecher ca să... Acum decât de data trecută. Și cu astea așa, cu stegulețele astea. Cu paianganul acolo, bă, bă! Care aveți arachnofobie din aia. Nu era arachnofobie, mă? A, mă, dacă nici eu nu știu bolile. Mai ales bolile. Adică? Adică. Ce boală ai, mă? Adică, de ce n-aș... Nu mai contează, lasă așa. Adică ar trebui să știu bolile, că eu am multe boli acum, adică. Adică. Vedeți, mă, fraților? Ca și cum. Ca și cum, care va să zică? Cum se comportă... Adminul ăsta cu mine? Admin? Admin, mai ești? Sunt. Am căzut prin hartă. Admin! Admin m-a bătut. M-a bătut? Ok, când mai primesc tichete la admin, revin. Salut! Salut! Te ascult. Cum îi spune? Mario este polițist și m-a oprit pe mine pentru că, cum îi spune, am mers cu 10 km din plus. Așa. Eu am zis că nu-i dau acte și de asta pentru că nu avea dovadă, că i-am zis că am mers cu 90 km și că am avut și ăla, cum îi spune, pilot automat și el a zis că nu că v-am pe înregistrare. Ea a zis că să-mi o arate și se duce așa în spate mașini și l-au odată. Și că colegul, dacă nu am înregistrarea, ce fac? Și că, bine, veniți cu mine la secție pentru că nu ați vrut să mă dați și vă dau amendă acolo. Și mi-a dat amendă 320 pentru că am avut 220, că am avut peste 10 km/h
în asta de târg și cum îmi spune? Și mi-a dat pentru că nu i-am dat documentele. Este legal? Poate să facă păi, asta? Da, pentru că nu i-a arătat documentele și alea, da, este legal. Și pentru că am mers cu 10 km în plus și nu avea filmare. Păi, pentru 10 km în plus ai fi putut să vorbești frumos cu el și să-ți lase un avertisment și atâta, nu să dea amendă. Dar dacă ai fost tare în gură cu el, ți-a dat pentru orice, cum fac și polițiștii Real Life. Dar n-a fost tare în gură, i-am zis... Păi dacă tu ai refuzat să dai documentele și astea nu înseamnă că ești tare în gură? Ba da. Păi ai văzut? Ce scuze. Ok, te pup. Bine, ba. Salut. Ceau, Epic. Am o mică problemă la jobul de chimist. Așa. Nu știu, mă bucuie, nu știu dacă e un bug sau ceva, dar de exemplu dacă mă duc înăuntru, în ambarul ăsta și încerc să culeg chestiile necesare pentru a le procesa, pur și simplu mi se buguiește și rămâne blocat pe culege, efectiv. Chiar dacă eu ies din magazie, eu încă efectiv colectez, nu știu cum dracu să numesc. Poți să dai un reconnect atunci. Îi dau, numai că efectiv face la asta și când mă duc să le procesez același lucru. Rămâne blocat. Eu ies din încăpere, pot să mă duc în paletă, pot să mă duc în tot orașul și eu rămân blocat cum ar fi la masa de procesare. Am înțeles, poți să dai reconnect ca să-ți dispare. Da, că era enervant că trebuie să fac de pe fiecare dată chestie, de fiecare dată același lucru. Păi nu ar trebui să fie de fiecare dată. Păi uite, de exemplu, dacă culeg, dau reconnect. Dacă procesez metadona, trebuie să fac același lucru, să ies, să intru iară, metamfetamina iară și tot așa, știi? Trebuie să dau 4-5 reconnecturi. Știu că se mai întâmplă chestia asta, nu e de fiecare dată. Bă, o pățesc constant de 200 mâini. Bara, o să investigez și o să mă uit care-i tău. Am dat, am șters 5M-ul, cașeul. Am înțeles, nu am zis să ștergi nimica. O să mă uit să văd care-i tău. Na, bun, mersi. Anulac. Fii atent. Poți să te urci un pic în dreapta să vezi care e de fapt treaba. Dacă îi pui al spoiler la ăsta, peste el, știi că are un spoiler de default, se ridică peste ăsta care e pus, uite. Păi da, și nu-i mai pune, lasă-l așa cum e el. Păi da, dar e urățel. Păi nu e urățel, în real life ăla e cel mai șmecher, n-ai de ce să mai pui tu altul peste el. Păi în real life poți să-l scoți, gen. Păi în real life, dar aici nu e real life și n-ai cum să scoți da, o chestie care se mișcă de acolo. Ah, ok. Ok. Mersi, serios. Mi-a dat crești? Nu mi-a dat crești. Pentru leve la mașina asta. Ce? Pentru debel la mașina asta, am dat școala de căpere. Lasă acolo, dacă e în parcare nu te încurcă cu nimic. Ah, ok. Salut. Poți face o afacere aici, cum ar veni la treaba asta? Afaceri noi nu fac. Ah, ok, ok. Te pup. Eu, când vă luați platinul sau dacă vă luați afacere separată și astea, nu creez afaceri noi. Sunt destule afaceri și... Băgăm pe alea acolo, gen. Dacă nu e nicio afacere liberă, trebuie să aștepți un pic până se eliberează. Când... Atunci când vă dau afacerea, v-am explicat la fiecare în parte. Dacă lăsați afacerea 3 luni de zile fără să adăugați marfă, afacerea se șterge automat. În caz că nu s-a șters automat, pot să verific și eu manual și să o șterg atunci când... Când văd că... E nevoie de afaceri, mă uit să văd la dată de când am mai intrat și așa mai departe. Cam aia ești mechirie. Dar să creez afaceri noi, nu mai fac chestia asta. Adică voi face chestia asta, dar nu mai fac chestia asta în Paleto, în Sandy și în Trugureni sau astea, știi? O să facem afaceri noi în București. Când o fi, dar nu mai fac afaceri deloc nicăieri în orașele de sus. Da, mă, fraților, cam asta a fost cu episodul ăsta. Mai e ceva de zis de RF? Dacă nu știu ce zici tu, dar nu. Cred. Ok. Cam asta a fost cu episodul ăsta. Vă mulțumesc mult de tot pentru atenția acordată. Ne revedem foarte curând cu un hide and seek. Dacă vă interesează chestia asta, spuneți-mi în comentarii. Și cu alte evenimente pe care le face de RF de Halloween. V-am zis mai devreme despre... evenimente și chestii și de-astea. Pupii și mulțumesc pentru atenția acordată încă o dată. Pupii.